tine și la prezentarea ta, da? Deci nu știu cum o să reușești. Ăsta e task-ul tău, da? E simplu, mă dezbrac. De milă sau de silă, toți vor fi atenți. Bun, bună seara. Mă bucur că ați rămas totuși în număr atât de mare. Mă așteptam să se golească sala și să rămână doar cei care sunt obligați să rămână la prezentarea mea, dar iată că totuși, ceea ce înseamnă că sunt multe fețe noi la Lumea SEO-PPC. Dacă ați rămas, înseamnă că nu știți ce vă așteaptă. Punem și noi o prezentare? Mulțumim frumos. Bun. Da, pentru cei care nu mă cunosc, sunt Horia Neagu, sunt online marketing manager la Orange, sau cel puțin așa îmi place mie să cred. Titlul oficial este online shop and care manager, care sună mult mai neplăcut decât... Știu, sună ca și când aș fi la customer support cu căștile. Care, help, de-aia presupun să zic online marketing manager, să mint. Dar asta sunt în principiu, conduc echipa de online de la Orange și având în vedere că sunt corporatist, de obicei am prezentări destul de docile și de prietenoase, exact cum au spus mai devreme domnul din sală, prezentări cu fluturași, în care proslăvim Google și ce face Google foarte frumos, strict white hat, și veți vedea în câteva secunde despre ce e vorba, de îndată ce super se rezolvă. Îmi pare rău că i-ați dat microfonul domnului Liviu Taloi, care de fiecare dată când vorbește are ceva interesant de spus și astăzi s-a gândit să-mi fure eu tocmai una din predicții, deci am rămas doar cu 4, cred, sau 5. Este una din... Tema aceasta este una dintre preferatele mele. Îmi place foarte mult să vorbesc despre predicții pe următorul an și anul acesta am luat modelul lui Rand Fishkin de la SEOmoz, care și el are același obicei de a vorbi despre predicții pe anul următor, doar că el merge un pic mai departe. În fiecare an, la început de an, înainte de a scrie despre predicțiile pe anul care tocmai a început, face o evaluare a predicțiilor lui de anul trecut și vede câte s-au adeverit. Are un punctaj, minus 2, minus 1, 1 și 2, în funcție de cât de adevărate au fost, cât de valabile au fost predicțiile lui de anul trecut. Și dacă acele predicții nu se adeveresc, atunci el consideră că nu merită să mai facă predicții și anul acesta. Sigur că nu a fost cazul până acum, el de fiecare dată a făcut predicțiile acelea, dar m-am gândit să-i fur un pic modelul și să fac și eu același lucru cu predicțiile mele de anul trecut, ca să vedem dacă am dreptul de a sta în fața voastră astăzi și de a vă povesti ceva despre SEO sau dacă mă retrag și va fi o prezentare foarte scurtă. Bun. Mulți ani frumos. Ieri nu voi ști să-l operez. Am priceput tehnologia. În orice caz, prezentarea mea are ca temă vizuală Uniunea Sovietică, după cum se poate vedea. De ce? Pentru că mie mi se pare că toate mișcările Google pentru sau împotriva ideii de SEO se îndreaptă către o viziune foarte orwelliană a search-ului și a lumii internetului. Google încearcă să dirigeze cumva atât utilizatorii cât și specialiștii SEO către serviciile proprii și din ce în ce mai departe de alte servicii foarte populare gen Facebook. Veți vedea imediat despre ce este vorba, dar din punctul meu de vedere, eu ca profesionist SEO simt din ce în ce mai mult cizma Google pe grumaz și mi se pare că din ce în ce mai mult, deși eu cred că fac SEO pentru utilizator, dar și pentru motorul de căutare, îl fac din ce în ce mai mult cumva în paradigma Google, conform regulilor de joc impuse de Google, ceea ce sigur că nu îmi convine neapărat foarte mult, pentru că mi se pare că îmi restrânge foarte mult aria de practic gradele de libertate în ceea ce privește profesia mea. Bun. Da, arată foarte urât titlul de sus, trebuia să fie un font sovietic, dar iată că nu s-a păstrat, nu e nimic. Imaginați-vă că e un fond sovietic, ne folosim și imaginația Lumea SEO-PPC. Bun, recapitularea predicțiilor din 2013. Prima mea predicție a fost că update-urile Panda vor targeta în special link farmers și fermele de linkuri. Asta însemnând că Google va ataca link spam-ul și astfel fermele de linkuri vor începe încet să dispară. Am considerat că a fost oarecum adevărat, în sensul că nu a fost vorba de Panda, ci de update-urile Penguin, de care la vremea aceea nu se vorbea atât de mult, Și aceste update-uri au vizat într-adevăr link bombing-ul sau Google bombing-ul și s-au văzut schimbări dramatice în SERPs și pentru această acuratețe, nu 100%, dar aproximativă, am gândit că mi-aș da un +1 și nu e Google +1. A doua predicție le-am făcut în tot așa, ianuarie 2012, Agent Rank va deveni factor de ranking. La vremea aceea se vorbea foarte mult de Agent Rank, adică de acea metadata care asocia contentul pe care tu îl creezi online cu un profil de autor, cum ar veni, un profil de autor care era nestat sub contul tău de Google Plus. Adică în Google Plus aveai acolo datele tale ca autor care aveau să populeze SERPs pentru orice content creai tu. Într-adevăr, s-a vorbit foarte mult despre Agent Rank, dar apoi, undeva prin septembrie, a început să vorbească din ce în ce mai intens despre Author Rank. Este același lucru, prin urmare am considerat să-mi dau un +2, deși nu este chiar Agent Rank, am fost oarecum în denumire pe lângă, dar ca să-mi iasă la sfârșit nota, am zis că merit un +2. Bun. A treia recapitulare, SEO fără social media va deveni o relicvă a trecutului. Anul trecut chiar credeam că vor împinge atât de tare Google Plus-ul anul acesta, încât semnalele sociale vor deveni un membru fără de care nu se va putea face SEO, al familiei SEO, fără de care nu se va putea face optimizare pentru motoarele de căutare. Din nou, nu a fost chiar așa, pentru că în prezent încă nu știm să evaluăm cu adevărat, cu exactitate, cu precizie, impactul rețelelor sociale asupra rankingurilor, dar știm cu certitudine că cine face SEO fără să ia în considerare semnalele sociale, nu face SEO, nu are ce căuta la masa SEO-iștilor, nu are ce căuta la discuții. Adică la fel cum eu consider că white hat, black hat, dihotomia este deja de mult învechită, la fel cred că lozinca de SEO devine din ce în ce mai puțin aplicabilă profesioniștilor, nu știu, marketeri, optimizatori, cum vreți să le spuneți, dar nu cred că mai este vorba de SEO. Cine se consideră doar SEO și spune despre sine că face, după cum vedeți, până și Rand Fishkin vorbește despre inbound marketing mai mult decât SEO, pentru că este altceva. Bun. +1 la acest capitol. Not Provided va deveni keyword-ul numărul 1 la nivel mondial. După cum cred că știți, Google ne ascunde în Analytics toate cuvintele cheie, toate căutările care sunt făcute de pe conturile Google. Deci cine se loghează în contul Google și execută căutări care duc către site-ul nostru este ascuns de noi la nivel de keywords. Nu vedem keyword-urile care au dus pe site-ul nostru. Și din nefericire așa este, rapoartele de Analytics arată Not Provided cam peste tot pe unde am avut de a face cu un cont de Analytics. Not Provided este principalul cuvânt cheie. Din câte văd reacțiile voastre, cred că nu sunt singurul, din nefericire. Mi-ar fi plăcut să mă contrazică cineva. Studiile arată că 25% dintre căutările mondiale au fost impactate de acest Not Provided. Google inițial estima 10%, dar atât acuratețea cât și sinceritatea Google astfel de estimări ne sunt bine cunoscute deja. Deci +2 pentru mine. La următoarele predicții, cel puțin la următoare, am dat o bară foarte tare. Schimbările Yahoo din Q3 am crezut eu că vor avea un impact major asupra pieței de SEO, pentru că atunci se schimba CEO-ul, fondatorul Google a cedat locul lui Scott Thompson, care avea un CV foarte impresionant și am crezut că într-adevăr va schimba jocul. M-am entuziasmat un pic mai mult și am crezut că va apărea un concurent serios în Bing, pe piața de search. Din nefericire, între timp s-a schimbat și Scott Thompson, a venit Marisa Mayer și pentru ea au fost speranțe majore. Din păcate, nu s-au văzut schimbările deloc la nivel de jocul SEO, la nivel de piață de search și atunci am considerat că am meritat un rușinos -2. Aceasta nu reprezintă nici măcar o notă de trecere. Bun, schimbarea radicală la nivelul libertăților pe internet am considerat și cred că nu am greșit. Era în vremea când Țopa și Pipa erau la mare modă și toți pirații internetului vuiau în legătură cu aceste măsuri opresive și nu cred că am greșit, pentru că prin iunie au început deja să dispară torente, au început deja să fie blacklistate site-urile de sharing, au apărut bannerele acelea cu FBI Piracy Act și așa mai departe și acest trend continuă într-o într-o măsură îngrijorătoare, deci mi-am dat un plus. Nu sunt chiar schimbările pe care le prefigurasem, deja văzusem o lume în care camerele de supraveghere Google ne privesc la tot pasul și miliția Google ne azvârle în temnițe pentru că purtăm părul lung. Încă n-am ajuns acolo, dar poate predicțiile pentru anul următor. Piața de SEO Tools am considerat că se va schimba după dispariție Yahoo Site Explorer. Aici, dacă nu mă înșel, am uitat să trec, mi-am dat un plus 2, pentru că, într-adevăr, dispariția Yahoo Site Explorer a fost lamentată de foarte mulți marketeri, pentru că era un tool de link research foarte, foarte valoros. De când a dispărut, au rămas practic doar Majestic și SEOmoz, tool-urile de la SEOmoz, dar a apărut un nou competitor pe piață și anume Ahrefs, care a devenit foarte, foarte, foarte repede unul din tool-urile importante. Rog. Foarte interesant. De când asta? De ceva timp, nu de foarte mult timp. Da, foarte interesant. Iată, încă o schimbare majoră, deci cred că merit cu atât mai mult un plus 2 pentru această predicție. Mulțumesc frumos pentru completare. O altă predicție la care nu prea am nimerit-o, unul dintre marii link broker va da faliment. Din nefericire, zic eu, site-urile de brokeraj de link încă funcționează și nu cred că se va adeveri predicția aceasta. Era una mai degrabă aspirațională. Am sperat că se va întâmpla, dar nu s-a întâmplat. Prin urmare, nota mea finală este plus 3, ceea ce îmi dă dreptul să fac și anul acesta predicții SEO. Bun. Da, bun. Nu e atât de scurtă pe cât spera Ionuț prezentarea. Sunt sigur că el spera că o să fie sub 0. Da, doamne, să fie sub 0. Bun. Pentru că lucrez la Orange, prima predicție este că se vor intensifica search-urile pe mobil și că în curând smartphone-urile nu vor mai putea fi ignorate atunci când vorbim de SEO. Nu o să mai putem vorbi de SEO. Bun, știți versurile Paraziții, nu? Că vom susține concerte pe scene amplasate ilegal. Nu-i nimic, trebuie să-mi tăia și microfonul, eu tot mă opresc. Deci, după cum spuneam, căutările pe mobil se vor intensifica și nu vom mai putea să le ignorăm. Deja cifrele de aici cred că sunt destul de grăitoare. Este foarte clar că trendul se duce către acea zonă, mai ales în zona pe care ne interesează pe noi, în care investim foarte mult efort, timp și bani, zona de retail, zona de vânzare, zona de ticketing, zona de travel, toate aceste zone care produc bani și care sunt de maxim interes pentru webmaster, cât și pentru, adică mă rog, pentru patron, pentru oameni de afaceri care le gestionează, cât și pentru SEO-iști sau marketer, mai bine zis, cred că nu vom mai putea ignora anul acesta cel târziu, dacă nu te gândești la a avea un site optimizat pentru mobil și a face SEO pentru acel site și a-l promova în search, de a cunoaște regulile de joc pe mobil, cum se caută, ce cuvinte cheie se caută, cum se comportă utilizatorii, cum se generează CTR-urile și așa mai departe, vei fi lăsat în urmă de competitorii tăi care o fac. Foarte, foarte ilustrativ pentru ceea ce am spus este ultimul bullet de aici. 79% dintre site-urile de retail nu au un site optimizat la nivel mondial, deci nu e România statistica, nu au un site optimizat pentru mobil. Cifrele din România nu le am, dar sunt sigur că sunt catastrofale, sunt sigur că sunt mult peste 80%, deci probabil că este un 99,8% nu au site optimizat pentru mobile. După cum vedeți, CTR-ul este mai mare la bulletul al treilea, 11,5% decât pe desktop. Căutările sunt total diferite. Dacă vă uitați la un keyword report de pe căutările de pe mobile față de cele de pe desktop, diferă total, deci sunt alte reguli ale jocului pur și simplu. Mai multe misspelling-uri, mult mai precise, rezultatele sunt alte, mult mai puțin precise, îmi cer scuze, sunt alte rezultate, deci SERP-urile diferă radical. Căutările locale și customizările de cont sunt total altele, deci este pur și simplu un alt joc. Aș tinde chiar să cred că ar trebui să apară un specialist în echipa de online marketing care să se ocupe strict de mobile, de zona de mobile și jumătate din timpul lui să fie petrecut cu a citi și a studia, pentru că, într-adevăr, informațiile încă nu sunt atât de bogate online cât sunt pentru SEO pe desktop. Bun. Google Plus, cred că în sfârșit va deveni un factor de ranking demn de luat în considerare. După cum ați văzut, am făcut predicția asta și anul trecut și cred că o fac de vreo 2 ani încoace de când s-a lansat Google Plus-ul și în fiecare an eu cred că Google Plus va deveni un factor de ranking important. cred și anul acesta și voi crede până când îl desfințează ca pe Wave și Buzz. Bun. Acolo nu vreau să spun guest nelink-urile, ci guest link-urile cu profilul G+ vor deveni tot mai rare. Nu, am zis bine, mă scuzați. Guest posturile nelinkuite vreau să zic. Adică vom vedea din ce în ce mai puține guest posturi, mă rog, care targetează ranking-uri, adică care vor să fie făcute pentru, sau se vor fi făcute pentru SEO, fără linkuire cu profilul de G+. Pentru că, după cum vă spuneam mai devreme, Author Rank-ul a devenit destul de important și dacă vrei într-adevăr să fii eficient în a crea content online și a profita la maxim de tool-urile pe care le pune Google la dispoziție, trebuie să-ți linkuiești prin acest rel author meta tag contentul de profilul tău de G+. Aici este un mic șiretlic al lui Google, acesta împreună cu Plus One, pentru că eu personal cred că ei vor să se ducă în direcția în care Facebook, Twitter, LinkedIn, îl includ și pe acesta cu indulgență aici, nu vor mai fi atât de importante pentru SEO, pentru rankinguri, cât va fi G+, Social Signals G+, Plus One-urile, share-urile, Author Rank-ul. Deci cred că asta e unul din motivele principale pentru care am spus că Google devine din ce în ce mai opresiv, pentru că ne obligă cumva să manipulăm ranking-urile, dar conform regulilor lor. Adică este o oarecare libertate pe care noi ne închipuim că o avem și că le manipulăm ranking-urile, dar de fapt noi le folosim lor sistemele. E un joc foarte interesant și cred că au găsit în sfârșit formula să se lupte de la egal la egal cu SEO. Poate cu 5-6 ani, când poate încă mai era valabilă discuția despre Black Hat, White Hat și tacticile idiote pe care le descriați mai devreme, adică cele chiar capsomane de a face Black Hat în sensul de spamming, keyword stuffing și așa mai departe, încă mai exista acest conflict între SEO și Google, dar din cauza asta cred că jocul se schimbă total. Din nou, este foarte interesant de notat că dacă folosim toate aceste bijuterii pe care le pune Google la dispoziție, G+-ul, contul G+, Author Rank-ul și mai departe, indexarea se face instant aproape. Deci contentul pe care îl linkuim la profilul nostru de autor de pe G+, se indexează aproape instant, cu un lag de 2, 3, 4, 5, 10 minute, poate cel mult, în timp ce contentul tradițional poate dura până la 2 zile. Mă rog, bine, poate și mai mult, depinde de site, dar mă refer acum on average. Guy Kawasaki a spus un lucru foarte interesant. El ne amintește că Google Plus nu este un proiect minor, un bebeluș pe care l-au dezvoltat cei de la Google ca să vadă ce se întâmplă, un experiment, cum a fost Wave-ul sau Buzz-ul, pe care le-au și ucis, sau ai Google pe care le-au și ucis, respectiv le vor ucide foarte curând, ci este într-adevăr un proiect foarte important, un proiect major al lor, iar tipul care se ocupă de acest proiect, project managerul acestui proiect, îi raportează direct lui Larry Page, CEO-ul Google, ceea ce ne face să ne gândim că într-adevăr este un proiect major, este un proiect cu care ei chiar intenționează să facă ceva, nu îl vor lăsa pe piață un an, doi, după care îi vor deconecta aparatele ca pe Wave și Buzz ca să îi încheie viața mizeră. Cred sincer că și jocul cuvintelor cheie se va schimba și că le vom selecta cu mult mai mare băgare de seamă, pentru că le vom linkui la profilul G+, și vor apărea ca un fel de tag cloud cu What are you talking about? Este o secțiune pe care o puteți vedea în profilul de G+, pentru cei care aveți, cei care nu, rușine să vă faceți. Și are o secțiune unde există temele de discuții pe care le abordați voi online și cred că acestea vor fi, după cum spuneam, vor fi practic keyword-urile pe care noi le vom alege pentru campaniile de SEO. Negativ SEO, s-a tot vorbit despre SEO negativ în ultima vreme, inclusiv despre acest Link Disavow Tool. Pentru cei care nu știu, Link Disavow Tool este o unealtă Google prin care noi putem raporta link-uri pe care noi le considerăm abuzive. Astfel încât, de exemplu, dacă vor niște oameni bine intenționați să facă un Google bombing, cum era celebru, cum îl cheamă pe cel care apărea la Lingău pe prima poziție în Google recent? Jurnalistul acela. Așa, mulțumesc, CiuTacu, exact. Nu știu dacă mai apare, dar până recent, dacă căutai în Google, pardon de cacofonie, Lingău, dădeai de site-ului sau blogului CiuTacu. Tocmai pentru că niște băieți bine intenționați au făcut un Google bombing, au trimis mii de linkuri cu textul ancoră CiuTacu, cu textul ancoră Lingău către blogul lui CiuTacu și prin urmare, na, s-au întâmplat mai multe. Nu poftim? A, și cu plagiator pe Ponta, iată, multe astfel de exemple. Și campania aceea MRM, desigur, cu, sau mai chiar cine a făcut-o, cu Romul, cu ciocolățica Rom, cu Românie deștepți. O știți cu toții, toată lumea a lăudat-o pe internet, este o campanie atât de frumoasă, am bombardat Google-ul și brusc nemții și-au schimbat părerea despre noi pentru asta. Nu râdeți, au câștigat un premiu cu chestia asta. Bun. Acest link disavow tool, dacă ar fi apărut pe vremea aia, sigur aș fi raportat chestia asta către Google cu Romul. În orice caz, îți permite să, să refuzi cumva linkurile pe care tu le consideri a fi primite abuziv și astfel vor ei să reducă numărul de, sau impactul Google bombing-ului. Dar foarte interesant este că astfel, prin raporturile noastre, ei și-au îmbogățit algoritmul cu profilurile de linkuri spammy. Deci ei se chinuie de ani de zile să găsească metode prin care să-și îmbunătățesc algoritmul de recunoașterea pattern-urilor care definez niște linkuri a fi spammy, a fi abuzive. Și datorită nouă, prin acest link de disavow tool, ei deja au profilurile. Nu mai trebuie să facă foarte mult pentru că noi le spunem ce considerăm noi a fi spammy și ei de pe urma acestora pot crea inteligențe care să facă automat acest disavow, să nu mai fie nevoie de inputul nostru. Cred că din cauza asta se va schimba foarte mult echilibrul dintre low, mid și high value în link building, pentru că până acum, bănuiesc că știți cu toții regula, high quality trebuie să fie cele mai puține, apoi mid quality, apoi multe low quality. Adică trebuie să fie un echilibru între link-uri, pentru că Google are metode prin care poate detecta pattern-urile de link building făcute neorganic, să spunem. Și atunci noi trebuie să facem să pară că link-urile pe care le primim sunt organice, împrăștiate pe o perioadă cât mai lungă și să fie un echilibru cât mai organic, cât mai natural între linkurile de slabă calitate și linkurile de foarte bună calitate. Cred că această formulă se va modifica considerabil din cauza, acestui negative SEO. De asemenea, este foarte interesant de văzut ce se va întâmpla cu metodele tradiționale de black hat, gen stuffing-ul profilului de pe un forum sau spamarea comentariilor pe un blog și așa mai departe. Cum vor fi acestea văzute și dacă vor mai contribui și marginal la strategia de ranking, în mod pozitiv, desigur. Sau dacă vor contribui negativ. Bun. Cred că vom vedea tot mai mult Google SERPs customizate, diferite, fluctuații cât mai puternice în funcție de personalizările fiecăruia pe contul lui, cu atât mai mult cu cât noi ne logăm în Google, pe Chrome, pe Gmail, pe YouTube, în AdWords, în Analytics, în AdSense, în toate platformele pe care le folosim, Maps și așa mai departe, Docs, Drive, mă rog, noi ne logăm în Google și ne personalizăm contul vrând nevrând și prin urmare cred că este foarte greu deja să spui dacă un SERP al meu va semăna cu un SERP al altuia care are un cont Google. Mai mult, există căutările locale și aceste recomandări dinamice la care Google tot lucrează. Prin urmare, cred că va deveni din ce în ce mai greu de anticipat cum va arăta un SERP al unui utilizator X. Și aceasta, evident, va constitui o provocare pentru practicanții SEO. Nu în ultimul rând, cred că ceea ce se numește Website Performance Optimization va fi, nu știu dacă neapărat mai importantă decât SEO, dar cu siguranță mai importantă decât ceea ce numim noi tradițional a fi SEO, adică on-site și link building. Ideea de a-ți optimiza performanța, atât la nivel de arhitectură, la nivel de viteza site-ului, la nivel de server, la nivel de cod și inclusiv aici cred că aș putea merge un pic mai departe și să merg către usability și user experience, cred că va deveni invaluabil. Cred că pur și simplu nu vom mai putea face SEO fără așa ceva. Dacă vei pune două site-uri unul lângă altul, unul face SEO tradițional, își optimizează meta-urile, face copywriting ca la carte și obține niște linkuri și vei lua pe cineva care se ocupă de aceste aspecte de performanță ale site-ului și ale serverului, cu siguranță al doilea va avea câștig de cauză peste primul. Sunt absolut convins că dacă nu anul acesta, sigur, cel târziu la anul se vor vedea radical aceste diferențe. Aici, vă spunea domnul Liviu Talui mai devreme, semantic web a devenit un subiect de actualitate. Acel schema org, RDFA, rich snippets și așa mai departe vor îmbogăți experiența utilizatorilor online, dar reprezintă o provocare și pentru noi, pentru că nu ne mai permitem să nu le luăm în calcul și devin din ce în ce mai numeroase și din ce în ce mai folosite pentru tot mai multe și mai numeroase arii de activitate. Veți vedea, de exemplu, metadata pentru site-uri de rețete, în care deja în SERP ne apar exact rețete, necesarul de cantități, necesarul de rețetarul practic, de ce e nevoie și mai departe, de timpul de gătire și mai departe, dificultate. Veți vedea metadata pentru site-urile de retail cu prețuri, review-uri, imediat în SERP inserate. Sunt chestii pe care nu le mai putem, și nu că nu le mai putem ignora, nu trebuie să le ignorăm, pentru că lumea bună deja se mișcă foarte repede și noi rămânem blocați, după cum constatam mai devreme, la întrebarea ar trebui să fac cloaking sau nu. Întrebarea asta este foarte validă dacă ar fi foarte validă dacă am fi 96. Bun, Yandex cred eu că va deveni un competitor serios pentru Google. Asta e o speranță de-a mea din nou de câțiva ani. Yandex a câștigat un market share în Rusia și Ucraina de 60%, iar în Turcia, în mod senzațional, după cred 2 sau 3 luni de prezență pe piața acolo, a câștigat 2%. Targetul lor pentru end of year este 20%. Deci ei speră ca în Turcia, până la sfârșitul anului, să câștige 20% din cota de piață, ceea ce este enorm pe o piață dominată de Google. Este absolut uluitor. Au lansat servicii în limba engleză, toate serviciile lor, inclusiv căutarea, sunt valabile și pentru piața din America și dacă faceți o comparație side-by-side, nu sunt rele, diferă de Google, dar nu sunt rele, deci rezultatele sunt comparabile, din punctul meu de vedere sunt mai bune decât rezultatele Bing, ceea ce este remarcabil pentru un motor de căutare gândit pentru semantica și structura și gramatica limbii ruse, care diferă categoric de limba, și pentru limbile turcice, și care diferă categoric de limba engleză. Și nu în ultimul rând să nu uităm că, pentru cei care poate nu știu, e o surpriză plăcută să afle că Yandex oferă cam aceleași servicii pe care le oferă și Google. Echivalentul Analytics avem AdWords și AdSense, bineînțeles, avem email, avem Maps, avem Image Search, aproape la fel de avansat ca Google, aproape. Avem foarte multe, chiar am încercat Yandex Metrica și vă recomand să-l încercați, există și în limba engleză, nu mai e niciun fel de problemă. Este bun, nu e la fel de bun ca Google Analytics, dar este bun și este cu siguranță mai bun decât Yahoo Web Analytics, pentru cine a încercat vreodată. Deci, cred că va deveni un competitor serios și sper, pentru că dacă de ceva are Google nevoie, atunci este într-adevăr competiție și cred că Bing a demonstrat că puterea creativa Yahoo și puterea financiară a Microsoft nu ajung ca să facă competiție, să facă o adevărată competiție colosului Google. Bun, nu în ultimul rând, foarte important, lexical co-occurrence cred că va deveni mai important decât anchor text. Adică, Google se luptă și face eforturi considerabile și a făcut pași foarte, foarte mari în ultimii ani de a înțelege și de a interpreta în mod inteligent așezarea cuvintelor atât în pagină cât și în textul ancoră. Deci a înțelege despre ce este vorba în content și a înțelege practic intenția, sensul. De aceea am scris cu caps sensul. Cred că Google se apropie tot mai mult de a fi un motor de căutare inteligent care înțelege sens și nu mecanic. Am pus cuvântul ăla, ăla e cuvântul cheie, bun, îl fac și ancoră, îl pun și meta AE. Nu, cred că deja Google începe să înțeleagă tot mai mult, să interpreteze aproape de felul în care ar interpreta un om. Probabil că are în momentul ăsta inteligența, nu știu, unui copil de 12 ani, dar cred că se maturizează acest copil și cred că noi trebuie să nu uităm acest lucru și să-l avem în considerare atunci când facem SEO. Vă mulțumesc, tovarăși. Dacă sunt întrebări... Dă-i 10, dă-i 10. Ceva întrebări? Da, 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 te rog. Dă pe slide-ul de mai înainte puțin și celălalt, dacă se poate. Sigur. Deci aici avem foarte bine arătat vorba despre semantică. Tot ce este acolo este vorba despre un răspuns, poate, dacă vrei. Au urgentat un pic faptul că Facebook-ul deja este în zona asta de mult și atunci răspund cumva la ce a făcut Facebook. Și pe celălalt slide de mai înainte puțin, aici la Google SERPs, vor fluctua continuu. Asta va fi, cred că, una dintre cele mai mari probleme pentru SEOiști. Not Provided va deveni probabil nu 25 spre 50-60% probabil și probabil în 2-3 ani va fi chiar 100%. Deci gândiți-vă că nu veți mai avea acces la niciun fel de măsurătoare în Analytics despre cuvintele cheie. Mie mi se pare o chestie super importantă, punctul de acolo cu Google SERPS. Asta nu să zic eu, ziceți și voi acum. Cred, sincer, că toate aceste, cel puțin ideea asta cu Not Provided, cred că va cere la un moment dat cât de curând un răspuns din partea comunității. Deci cred că ori vor găsi niște oameni un workaround, ori un hack, un ceva. Sunt ceva workaround-uri la conferința unde am fost. Deci întrebarea către Google a avut un zid. Pur și simplu nu se răspunde, normal. Nu se comentează, de acord. Nu se comentează și ideea este că nu poate să-ți dea un rank, dacă vrei, sau nu contează ceva, pentru că este complet personalizată. Deci nu mai ai pe ce să te bazezi. Corect. Pur și simplu nu mai are rost să știi de ce se întâmplă acolo, decât prin prisma business-ului, prin prisma... Deci sunt alte rațiuni, nu rațiuni de SEO, sunt rațiuni de business. Bineînțeles. Webmaster Tools, de acolo, să spunem, ar fi un oarecare workaround. A fost o întrebare în sală, de ce nu legăm Webmaster Tools către Analytics ca să nu știu ce. Nu s-a ocolit frumos răspunsul, nu. Tocmai din acest motiv, pentru că nu au vrut să o facă, pentru că o făceau, o lăsau de la început liber, dacă... Deci nu veți mai găsi despre cuvinte cheie în Analytics, deloc. Și chiar într-un termen. Și acum e și va mai fi ceva timp la Universal Analytics. Și chiar se vorbește în comunitate despre encriptarea tuturor serviciilor Google prin SSL și de a ascunde din ce în ce mai multă informație din Analytics, informație vitală. Pe telefoanele mobile sunt deja, știți, iOS-ul nu dă, HTTPS-uri sunt, așa mai departe. Nu o să mai vedeți, practic, informații de feedback, dacă vreți, despre cuvinte cheie. Nu o să mai existe multe. Un workaround pe care a fost sugerat la conferința de care vă povestesc este acela de a pune în cuvintele, nu UTM, că n-ai ce UTM să pui, regex, poate prin expresii regulare. Nici măcar. Deci în pagina X, să zicem, care despre vorba despre produsul C, nu contează, îți treci la tag-uri dacă vrei, îți treci în Google Analytics are Custom Variables, îți treci acele cuvinte cheie, 3 cuvinte cheie să zicem, și după aia studiezi Not Provided în raport cu segmentul de Custom Variable și o să-ți dai seama aproximativ cam pe ce cuvinte cheie au ajuns oamenii acolo. E un workaround, așa, un fel de draft. Stângaci. Sau poți să faci Google AdWords. AdWords, era sigur că o să spună de AdWords, adică, aplauze. Dar n-am putut să nu iau microfonul și să zic că oricum poți să faci AdWords și vezi totul, nu? Normal, da. Dar până când? Până când roiul e negativ, știi cum e. Până atunci. Corect, corect. Dacă mai sunt întrebări? Mulțumim mult. Mai e o întrebare? Ce mai tăia microfonul, vrei să-mi iei și întrebările? E a treia oară, cred că nu-mi tai microfonul. Scena doar ți-am dat-o, știi? Cu microfonul l-ai luat singur. L-am câștigat, nu l-am luat. Ok, îmi cer să-mi amintesc că aveam câteva completări. Poți să dai puțin la primul slide? Sigur. Sau la primele slide-uri numai? Eu dau exact. Și poruncești să mă opresc. De unde ai început? Aici. Pardon? Aici. La treaba cu social media. La al treilea? Da, al treilea. Văd că ai scris că studiul concluzionează importanța social signals pentru SEO. Vreau să spun pentru cine nu prea cunoaște și nu a văzut și alte studii, asta nu înseamnă neapărat că dacă faci social media, Google va interpreta ca semnale pozitive și te va rankui în poziții mai mari față de persoane care nu fac social media. Dacă o faci pozitiv, dacă o faci pozitiv, dacă o faci negativ, am văzut câteva studii chiar foarte recente de acum în ianuarie, cum site-uri, chiar pe cuvinte cheie legate de SEO, site-uri care nu fac social media absolut deloc, deci zero pe niciun tip de... pe nicio rețea, rancuiesc mult mai bine decât site-uri care cunoscute, gen SEOmoz sau... Da, Ionuț, salut, bună! Ai simțit un pistol în spate? Mai are obiceiul. Așa, de asta vreau să spun că faptul că există o corelație între pozițiile înalte și numărul de și, cum să spun, engagement-ul pentru acele rezultate nu înseamnă neapărat o relație de cauză-efect. Dacă faci social media, vei fi rancuit mai bine. În niciun caz n-am vrut, poate m-am făcut înțeles greșit, nu. În niciun caz nu am vrut să sugerez că trebuie să faci o social media sau ajunge să faci social media ca să rancuiești bine. Nu, în niciun caz. Este o discuție foarte largă și foarte dependentă de context și bineînțeles că e o întrebare ipotetică. Dacă fac social media, voi rancui mai bine? Depinde. Poate da, poate nu. Dar în principiu, recomandarea mea era să vă ocupați de social media pentru că din ce în ce mai mult devine un factor care nu mai poate fi ignorat. Asta am spus. Nu am spus faceți pentru că vă zrâncui mai bine. Dacă ar fi atât de simplu, nu ar mai exista profesia noastră, pentru că oricine ar face-o. Faceți event. Da. Așa, Ionuț oricum apare pe prima pagină în Google pentru că face AdWords. Întotdeauna, pe orice. Încă o chestie, dacă poți să treci la slide-ul următor, da. Legată de undeva de Google Plus. Vorbeai ceva într-un slide? Dacă... Așa. Aici vreau să adaug o completare legată de tactica agresivă a Google-ului de a promova pentru, mai ales pentru SEO, și care nu ai menționat-o, este faptul că Google Plus este singura rețea socială pentru care linkurile externe, linkurile care le pui tu spre articolele tale, spre site-ul tău, sunt do-follow. Deci sunt practic singurele linkuri e singura rețea socială care permite linkuri do-follow și astfel când, să zicem, ai un cer de prieteni destul de mare și primești multe share-uri, asta înseamnă la fel câte share-uri ai, atâtea linkuri do-follow ai spre tine. Deci ei încearcă să promoveze mai mult pentru persoanele care cunosc ce au un link do-follow, mai mult pentru persoanele SEO, de aia sunt multe persoane SEO pe Google+. Corect. Din nou, e o tactică destul de agresivă și cred că o vor reduce. Nu cred, sincer, din contră. Cred că o vor amplifica, la fel și alte tactici. Cred că Google Plus Pages vor deveni mult mai importante decât Facebook Pages, dacă le iese jocul. La fel, cred că Plus One-urile vor deveni mult mai importante decât like-urile, din punct de vedere al SEO, nu mă înțelegeți greșit, indiferent de usage. Și cred că ei către asta și merg, cred că asta e strategia. Nu ar avea de ce să o reducă din punctul meu de vedere. Mulțumesc pentru completare. Mersi mult, Horia. Vă mulțumesc tuturor. Mulțumim, Horia. Și eu mulțumesc. Tot timpul o prezență extrem de simpatică și utilă, Horia Neagu. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la cea de-a 65-a ediție. Am aflat câta e, nu? Am zis bine. Prima ediție de acest an, din acest an. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezență. Vă rog să ne dați feedback-ul vostru pe site-ul Lumea SEO-PPC, pe grupul de discuții Lumea SEO-PPC. Totodată vă aștept pe toți cei care sunt specialiști SEO și PPC să participe și să intereseze mai mult despre de asociația Search Engine, SEMRO, Asociația Specialiștilor în Search Engine Marketing, și să vă invit pe toți să veniți în asociație și să faceți parte din grupul celor care conturează ușor această comunitate. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc sponsorilor, mulțumesc Club Prometeus și vă aștept la celelalte ediții Lumea SEO-PPC de seară și de zi, care o să fie lunar, cum v-am obișnuit, și în 2013, după 3 ani de Lumea SEO-PPC. Vă mulțumesc mult de tot!